În timp ce autoritățile se laudă cu progrese în educația inclusivă, pentru sute de copii dependenți de scaunul cu rotile, școala rămâne un vis neîmplinit. Majoritatea nu dispun de cărucioare cu care să poată ieși din casă. Statul, primul care ar trebui să-i ajute, a lăsat această problemă în grija unor organizații de caritate sau religioase. La cei 8 ani pe care i-are, Sânduța, cel mai mare copil din familia Tănas, nu poate merge pe propriile picioare. Mama fetei ne povestește că nimeni nu a informat-o vreodată că poate solicita un scaun rulant, iar până acum s-au descurcat cu un cărucior pentru bebeluș, împrumutat tot de la o vecină. Am avut cărucior și ăla, dar el s-a rupt, i s-a mai rupt roțile dacă el e distăzi. Mi l-a dat vecina mea. Am uia de-am luat, din provara viitoare n-am cărucior. Că eu chiar să ies cu țea la plimblare sau tata mea trăiește în Bălăvănești, statul vecin, noi ne mai ducem pe jos cu copiii la dâns. Și tot, nu ne putem duce din cauza la șeia că n-avem cărucior. În satul Cimișeni, din raionul Criuleni, o altă mamă se zbate să-și recupereze copilul ajuns în stare gravă după un accident rutier. Cosmin nu are un cărucior adaptat pentru vârsta sa. Scaunul rulant pe care îl are este unul pentru maturi, prea mare și prea lat pentru el. Ca să nu cadă, Cosmin este legat de spetează cu un fular, în timp ce picioarele îi atârnă în aer. Căruciorul ăsta mi l-a dat de la o biserică, de la Balțata. Cu cărucioarele foarte greu, eu... Nu știu, am fost în multe instanțe și am scris cerere, dar n-am putut să găsesc un cărucior. M-am adresat însă în primul rând am scris la Crepor. La Crepor am scris cerere și a spus că rândul e foarte mare și de grabă nu o să avem. Organizația Femeia și Copilul, Protecție și Sprijin din orașul Criuleni susține că în raion există peste 320 de copii cu dizabilități. Mulți dintre ei au nevoie de cărucioare pentru a se putea deplasa. Am încercat din numerate ori să soluționăm problemele acestor copii și familii, și anume în identificarea echipamentului care ar corespunde staturii copilului, vârstei și anumitor poate particularități specifice de dezvoltare. Situația de la Criuleni este valabilă pentru toată țara, spun experții. Reprezentanții unei organizații care luptă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, Keystone Moldova, afirmă că problema scaunelor cu rotile nu este una prioritară pentru autorități. Culmea, oficialii recunosc acest lucru. În ultimii ani, noi avem cu Societatea Invalizilor din Republica Moldova un proiect care este susținut de către o organizație de beneficiere din Statele Unite ale Americii și iată, deja de prin 2011 sunt asigurate persoanele cu cărucioare fotolii pliante. Statul contribuie cu mijloace financiare pentru a asambla aceste cărucioare, pentru că conform proiectului ele sunt importate sau sunt aduse în Republica Moldova sub formă de piese și în luna ianuarie adus ultimul lot de cărucioare a fost asamblat în jurul la 3.000 de unități de cărucioare. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități estimează că în Republica Moldova sunt peste 17.000 de copii cu dizabilități. Autoritățile însă nu știu câți dintre aceștia au nevoie de un scaun rulant. Întreaga poveste o găsiți pe portalul anticorupție.md.